Bine, te-am găsit, draga mea, urmăritoare. Iată, în acest tutorial de unghii tehnice îți prezint cum îmi creez modelul foarte finuț al unghiilor mele de această dată. Sunt foarte finuțe, transparente, dar și ușor sclipicioase. Așadar, o să-ți arăt cum și cu ce anume o să le realizez. În acest moment am terminat de creat apexul negativ, am finisat unghiuțele, cele patru de la mâna stângă, pentru că pe acelea o să îți arăt. Iată, am folosit acest sclipici și mă folosesc de pusherul de la Hollywood Perfect Nails pentru a-ți arăta mai detaliat, mai macro sclipiciul acesta magnific care îmi place tot mai mult, mai ales de când îl port pe unghiuțele mele splendide, slim nails. Pot să spun despre pusher că este un pusher profesional foarte calitativ din titan care rezistă la orice fel de sterilizare și acum este pe site cu 50% reducere, la fel ca toate instrumentele Hollywood Perfect Nails în luna martie. De asemenea și gelul Premium Style Clear este un gel sculpting, face parte din gama premium de la Hollywood Perfect Nails, cum și gelurile Cover, Blush și White Extreme. Pilele sunt profesionale, abrazive, foarte rezistente. La gelul acesta premium, cu care vedeți deja că lucrez în tutorial, gelul este de construcție care îl poți folosi și pentru a crea apexul negativ, iar acum îl găsești pe site la o reducere, fiind un gel foarte rezistent care nu arde în lampă. Îți recomand cu foarte mare căldură să ți-l achiziționezi în luna aceasta, luna femeilor, luna frumuseții. Așadar, am aplicat, după cum ai putut observa, un strat de gel subțire pe toată unghiuța, iar cu o pensulă mai veche, mai stricată, să spun așa, din aceea de care ți-am arătat deja în tutorialul anterior, în cel în care ți arăt cum curățăm și menținem pensulele sănătoase cât mai mult timp. Uite, cu această pensulă iau acest clipici superb, superb și îl întind în gelul clear. După care, după ce voi fi foarte mulțumită de cum am pus acest clipici, pentru că nu vreau să fie nici foarte, foarte des, dar nici foarte rar, o să usuc la lampă. O să polimerizez circa 15-20 de secunde, după care trec la următoarea unghiuță. Clipiciul, pentru clipici ai link în descrierea acestui tutorial sau fixat în primul comentariu sub el. Deoarece este un link destul de complicat sau codul este complicat ca să ți-l spun, așadar îl găsești în secțiunea descriere. După ce am polimerizat, trec la următoarea unghiuță și întind foarte, foarte bine gelul pentru că nu vreau unghiile să iasă grosuțe la final, ele fiind unghii slim, foarte scurtuțe de asta dată pentru că am avut unghii lungi undeva din luna decembrie până acum și m-am săturat de unghiile lungi, acum mi le-am scurtat foarte mult, maxim cât de mult am putut eu. Le-am vrut și simple, dar și complicate în același timp, așa cum știi, draga mea urmăritoare, că suntem noi femeile, și simple și complicate. Draga mea urmăritoare, îți doresc o primăvară frumoasă, un an călduros, plin de soare, de mult bronz, piscină, plajă, mare și toate cele. Între timp să faci unghiuțe frumoase, să-ți răsfeți clientele sau prietenele sau pe tine, de ce nu, să ai unghiuțele cât mai frumoase, în special cu acest sclipici de la Hollywood Perfect Nails. Este un sclipici care în cutiuță pare alb, dar el pe unghiile tehnice nu se vede alb, ci se vede transparent cu ușoare reflexii multicolore. Eu ador foarte mult acest sclipici în orice tip de granulație,
că e mai micuț, că e mai mare, tip paiete, nu contează, foarte mult am folosit acest tip de sclipici, mai am tutoriale chiar de anii trecuți pe canalul meu cu aceste nuanțe de sclipici mai mărunt sau mai mare. Draga mea urmăritoare, pot să-ți spun că luna aceasta, luna martie, luna femeii, îți găsești super, super reduceri pe site-ul nailcosmetics.ro. Ba chiar este o categorie specială pentru reduceri și se numește Reduceri luna martie. Te invit să intri în această secțiune și să îți adaugi produse în coș în cazul în care chiar te gândeai că ai nevoie de câteva produse, însă nu aveai destui bani. Așadar, fiind reduceri, economisești ceva bănuți. Au lansat de curând chiar și o aplicație pe mobil care se numește Hollywood Perfect Nails. O poți descărca din magazin Play și de asemenea poți să folosești aplicația tot așa ca să îți plasezi comenzi. Draga mea urmăritoare, nu uita că dacă folosești codul Ionela în secțiunea adaugă detalii sau adaugă o descriere, iar la finalizarea comenzii faci o captură de ecran în care să se vadă totalul comenzii și datele tale personale, cum ar fi numele, apoi îmi trimiți acea captură de ecran mie pe Messenger sau pe Instagram. Primești un produs cadou surpriză în colet la comenzile tale pe acest site nailcosmetics.ro, în special la produsele Hollywood Perfect Nails, dar și la alte produse, de ce nu? Iată cât de magnific este acest gel. Pur și simplu mi-aș fi făcut poate peste 100 de poze dacă nu cumva am făcut asta, pentru că îmi place foarte, foarte tare cum arată pe unghiuțe. În general, aleg să mă realizez modele cât mai simple, în sensul că nu vreau să se vadă când crește unghia și mai simplu de realizat pentru manicurile mele, pentru că durează foarte mult și mi-este foarte greu să mi le fac, mai ales la mâna dreaptă. Așadar, să aplic câteva picățele de sclipici, mi se pare foarte, foarte simplu și rapid de realizat acest tip de model de unghii tehnice, model de unghii cu gel. Și iată, îți arăt și ție o parte din realizarea unghiilor mele. Splendid, magnific. Slim nails, oval. Îmi place foarte mult să mă joc cu unghiuțele așa. Mi se par foarte sexy, foarte finuțe și strălucitoare în același timp. Iată, o imagine drăguță, o poză frumoasă, reprezentativă. După ce am realizat modelul, revin cu același gel Premium Style Clear de la Hollywood Perfect Nails, pensulat de asemenea peste sclipirici,
Și îl voi polimeriza, după care urmează să finisez totul cu o pilă de granulație măruntă, fină, pentru a nu risca să pilesc prea mult și să elimin sclipiciul de pe unghiuțe. Draga mea urmăritoare, nu uita că te aștept în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascăl Leonela Ana pentru a afla mai multe detalii despre cursurile de unghii tehnice ce eu le susțin în Bistrița, în salonul meu de înfrumusețare, sau de asemenea și despre cursurile de manicură online de pe Patreon. Apropo, am lansat un nou tip de curs despre care o să spun detalii puțin mai încolo. După ce am polimerizat gelul clear, îl degresez cu o dischetă imbibată în cleaner și iată, am aici mai multe pile la alegere, cu granulație de 100 pe 80, 80 pe 100, 100, 150, 180 și 240. Însă, cea mai indicată pilă este de 180. Da? Eventual, dacă sunt cu două granulații, să fie de 100 pe 180. Este cea mai potrivită granulație, deoarece nu este nici prea dură și nici prea fină. Iar dacă pila este calitativă și este nouă, garantat va pili, își va face treaba foarte, foarte ok. Nu se vor toci foarte repede și vom realiza că avem rezultate în urma pilitului, chiar și cu o pilă mai finuță. Iată poziția corectă în care se ține o pilă, între degetele arătător și mijlociu, cu sprijin pe degetul mare, pe pollice. Însă sunt multe tehniciene sau chiar și trainer care nu reușesc să țină pila astfel poziționată și mai este o poziție care nu este chiar recomandată, să-i spun așa, sau recunoscută ca fiind corectă, dar nici nu a fost spus despre ea că nu este corectă. Așadar, bineînțeles, o recomand pe aceasta pentru că este cea mai corectă și nu ne poate lăsa să greșim, deoarece nu apăsăm într-o parte mai mult sau într-o altă parte mai puțin. Însă, în cealaltă variantă, există posibilitatea să apăsăm într-o parte mai mult și într-una mai puțin, astfel că vom pili dintr-o zonă din care nu ne dorim și când vom realiza, va trebui să încărcăm din nou cu material. Despropiesc cât mai des ca să văd cum arată unghiuța mea, dacă mai am ceva de pilit, iar dacă nu, să trec la următorul pas. Apropo, dacă vă place peștișorul meu de aur, aur roze, este tot de la Hollywood Perfect Nails, de pe site-ul Nail Cosmetics. Intrați pe acest site pentru a vedea ce reduceri găsiți la produsele lor în luna martie. Și nu uita, dacă folosești codul Ionela, și apoi îmi trimiți o captură de ecran cu totalul comenzii și numele tău, vei primi un produs cadou în comanda ta, în coletul tău. Am pilit și marginea liberă pentru a fi sigură că este perfect ovală.
Și acum se poate observa puțin că este unghiuța groasă. Pentru a nu fi groasă, revin puțin cu pila pe dedesubtul marginii libere ca să subțiez foarte, foarte puțin. Asta pentru că nu mai am răbdare să intru cu un bit special pentru scobire pe dedesubt, mai ales că este foarte puțin depilit. Așadar, iată, prin această poziție pilesc puțin cu pila de carton. Desprăfuiesc să văd dacă am ceva ce nu-mi place și dacă este totul în regulă, trec la următoarea unghiuță. Iată, aceasta este poziția despre care spuneam, poziția în care ținem pila incorrect, să spun așa. Însă mie îmi place foarte mult și de-a lungul acestor 7 ani de când eu lucrez, pot să spun că doar prin poziția asta lucrez și nu am dat greș. Niciodată nu am pilit de unde nu vreau, de unde nu este nevoie. Însă pentru că am ochiul format și știu de unde vreau să pilesc și de unde nu, este foarte important să avem imaginație. Noi să ne dăm seama cu ce punct al pilei atingem, în ce punct al unghiei tehnice. Dacă nu ne dăm seama și avem tendința să ne uităm sub pilă atunci când pilim, aici nu funcționează treaba, nu este în regulă dacă facem acest lucru. Totul trebuie să meargă imaginar și să lucrăm perfect, da? Fără erori. Dacă producem erori, erorile acelea, chiar dacă sunt minore, dacă ar fi mai multe adunate, ar fi deja erori mari și se vede un rezultat total greșit din această cauză. Iată cum peștișorul meu de aur roze desprăfuiește unghiuța, după care trec iarăși la marginea liberă. Dragă mea urmăritoare, îți spuneam ceva mai devreme despre cursurile de manicură online de pe Patreon, cum că am deschis o nouă secțiune de cursuri și anume cursuri cu tema construcție pe șablon, construcție cu gel pe șablon. Da, toată lumea are teamă și panică de șablane. Am deschis această nouă secțiune, mult așteptată de altfel de către cunoscătoarele cursurilor mele de pe Patreon și foarte multe fete au tot întrebat când o să deschid această secțiune. Ei, am deschis-o, însă pentru că are un preț super mega redus, cu mai mult de 50% și pentru că dacă ai fi abonată la acest nivel ai acces la alte 3 nivele de cursuri, am limitat numărul locurilor de cursante la 10. Așadar, dacă îți dorești să te înscrii la acest nivel de cursuri construcție, intră cât mai repede pe linkul ce l-ai lăsat în descriere sau fixat în primul comentariu și abonează-te la acest nivel de cursuri construcție, pentru că este la un preț foarte, foarte avantajos și pentru că locurile sunt limitate la 10. Așadar, și nu cred că o să-l măresc de grabă, deoarece am deja prea multe cursuri și în cazul unor cereri speciale, cum ar fi dacă o cursantă dorește să vadă ceva special, eu nu aș mai face față la atâtea cursante câte am deja pe Patreon. Așadar, din această cauză limitez numărul cursantelor ca să fac față și să răspund cu brio cerințelor lor. Din această cauză, înscrie-te cât mai repede în cazul în care chiar îți dorești să vezi cât mai multe despre șabloane și despre construcție. Am postat primul curs acum de câteva zile și urmează câte un curs în fiecare lună. Câte un curs spun deoarece, având în vedere că ai acces și la alte cursuri, la alte 3 tipuri de cursuri, mi se pare foarte ok ca aici, în nivelul de construcție, să postez doar un curs lunar, în celelalte fiind câte 2 cursuri lunar. Pentru mai multe detalii, în cazul în care nu ai înțeles mare lucru din această descriere, intră în privat pe Facebook sau Instagram cu numele Dascălui Ionela Ana. Poți să-mi dai și follow, de ce nu? M-ar ajuta foarte mult.
și intră în privat ca să îți ofer mai multe detalii, să fii lămurită și să îți dai seama dacă ți se potrivește, dacă îți place și dacă dorești să te înscrii. Apropo, poți să renunți oricând, dacă nu ești mulțumită sau nu-ți mai permite starea ta financiară, poți să renunți, poți să revii peste câteva luni, bineînțeles, după cum spuneam, dacă sunt locuri disponibile. Din 1 aprilie voi lansa încă un curs nou, dar despre care nu pot să-ți dau foarte multe detalii. Este cursul de design care are loc în data de 2 aprilie fizic în salonul meu din Bistrița Năsăud. Este și în format online și va fi disponibil din 1 aprilie. Este un curs cu preț mediu, la care dacă te înscrii în nivelul de construcție, ai acces gratuit și la acesta sau la nivelul de întreținere, bineînțeles. E ca un fel de scară și cu cât mai sus, cu atât mai bine. Draga mea urmăritoare, am terminat de finisat, de pilit toate unghiuțele, după care va trebui să le aplic un top, un luciu, un ultra finish, depinde care cum doriți să-i spuneți, dar tot același lucru îndeplinește. Așadar, ultra shine gel finish, no cleans, adică nu trebuie degresat, de la Hollywood Perfect Nails. Storc bine pensula de produs pentru că altfel va curge în cuticule și în laterale. Foarte, foarte puțin produs este necesar pentru a aplica acest top care, după cum vă spuneam, este fără stradă dispersie, deci nu necesită degresare și este unul foarte, foarte lucios, rezistent în timp, care nu se zgârie, nu este foarte sticlos, este puțin flexibil, așadar îndeplinește toate criteriile pentru a fi un top plăcut. Le aplic cu foarte mare atenție, în sensul că nu vreau să ating deloc în cuticulă și în laterale. Un picurel cât de mic, dacă ating, va curge foarte mult apoi și ne va distruge aspectul. Eu îți recomand, draga mea urmăritoare, dacă ți se întâmplă să atingi, să degresezi și să o iei de la început, adică să aplici din nou top pe acea unghiuță, decât să cureți cu un pusher sau cu un bețișor, pentru că niciodată nu se va curăța impecabil ca și atunci când degresăm cu cleaner și mai bine faci lucrul cât mai corect, pentru că tu sau clienta ta poartă aceste unghiuțe timp de o lună de zile, clienta plătește pentru acest serviciu și este cât mai important să avem o calitate superioară și un aspect foarte profi. Așa îmi îndrum mereu cursantele și pentru asta pot să spun că pe parcursul zilelor de curs, în ghilimele, mă urăsc. Sunt stresul lor pentru că mereu merg așa prin spatele lor și spun, vezi că a curs, pe bune și ce trebuie să fac? Să ștergi, nu serios, da serios. Și își dau ochii peste cap și sunt triste, unele mai și plâng, altele degresează și merg la o țigară și apoi revin pentru că sunt foarte nervoase și le pare rău că au atins, dar este mai bine așa decât să avem un aspect neplăcut plus o rezistență care nu mai este garantată în timp datorită faptului că atingem cu produsul pe piele și în al treilea rând produsele cu care am atins pe piele pot să creeze alergii. Ceea ce este cel mai important din punctul meu de vedere, feriți-vă cât mai mult de produsele pe piele. Produsele pe piele dau alergii și nu mai scăpăm de ele, nu că foarte ușor, ci chiar deloc. Draga mea urmăritoare, ne apropiem cu pași repede de finalul acestui tutorial de unghii tehnice, în care ți-am arătat cum mi-am realizat modelul unghiilor mele slim oval. Sper că ți-a plăcut tutorialul, aștept să-mi lași comentarii în secțiunea comentarii și de ce nu să mă ajuți cu un like and share pe rețelele tale de socializare, Facebook, chiar de ce nu în grupurile de unghiuțe și dacă ai întrebări să lași comentarii, poți să te și abonezi, de ce nu? Iată rezultatul, draga mea urmăritoare, ai grijă de tine, până data viitoare, pupicei!